Bună ziua și bine v-am regăsit la Jurnal de Agricultură Suflet. Numele meu este Florin Crețu și astăzi vă voi vorbi despre cel mai nou proiect Suflet Agro România numit Fertidrona. Fertidrona reprezintă un pachet special conceput pentru cultura de rapiță de toamnă și este format din două componente, îngrășăminte foliare brand Suflet și un serviciu de cartare agrochimică pe baza dronei Aerinov IBI. Îngrășămintele foliare din pachetul Fertidrona oferă necesarul nutritiv plantelor de cultură, atât la intrarea în iarnă, cât și în fenofaza înfloritului. Cele două produse sunt Borstart și Oilstart. Borstart este un îngrășământ foliar marca Suflet Brand, ce are în compoziție bor 120 de grame pe litru și sorbitol. Rolul borului în viața plantei este multiplu. Acesta are rol constructiv al țesuturilor, pereților celulari, are un rol important în sinteza proteinelor, lipidelor, glucidelor, precum și a acizilor aromatici și grași. De asemenea, rolul este un element responsabil cu creșterea concentrației de zaharuri în plantă, precum și transferul acestor zaharuri în organele de depozitare. Prin acest fapt, plantei îi crește rezistența la iernare. De asemenea, borul este și un element responsabil cu fructificarea. El uniformizează înfloritul, crește numărul de flori, crește viabilitatea polenului, ajută la dezvoltarea normală a semințelor și a fructelor. Borstart conține microparticule de bor care asigură o pătrundere rapidă a produsului în plantă. Conține alcooli poliol natural pentru asimilare de 100%, prezintă un sistem coloidal de păstrare pentru o mai bună stabilitate a produsului, asigură necesarul de bor plantelor cu consum mare pentru acest element, cum este rapița, pătrunde rapid în plantă, în mai puțin de 8 ore, fără să creeze fitotoxicitate. După 48 de ore, produsul migrează în plantă, atât în organele tinere, cât și în organele bătrâne. Oilstart este un îngrășământ foliar, marca Suflet Brand, și este destinat a fi aplicat în fenofaza de început de înflorire în cultura rapiței. Acesta este un îngrășământ complex cu macro și microelemente ca azot, sulf, bor, magneziu și lignosulfați. Lignosulfații poartă rolul de chelat. Aceștia favorizează penetrarea rapidă în frunză a acestor macro și microelemente, fără a crea fitotoxicitate și stres plantei de cultură. Beneficiile aplicării produsului Oilstart sunt: corectează carențele de sulf, bor și magneziu ale plantei de cultură, asigură necesarul de micro și macro elemente plantelor cu cerințe mari față de aceste elemente, prezintă o absorție rapidă, fără recristalizare, cu risc scăzut de spălare, biodegradare și fitotoxicitate. De asemenea, Oilstart oferă o fertilizare echilibrată în fenofaza în care planta de cultură prezintă consumul cel mai mare pentru aceste micro și macro elemente. Cartarea agrochimică se obține în urma analizării și interpretării imaginilor preluate de drona IBI de către specialiștii Aerinov și Suflet Agro România. În doar 3 pași simpli, agricultorul poate intra în posesia 3 hărți extrem de importante pentru acesta. Prima va arăta conținutul de azot în plantă, în acel moment, biomasă și materie uscată. A doua hartă va arăta capacitatea de absorție în azot a plantei. Și cea de-a treia hartă va fi o recomandare de fertilizare simplă sau digitală pentru fermele ce beneficiază de aplicator cu modulație automată. Drona Aerinov IBI este un instrument precis de cartografiere și ușor de manevrat. Ea este echipată cu un senzor multispec 4C, conceput de Aerinov împreună cu celebrul Institut de Cercetare Național INRA Franța, care poate capta 4 imagini de lumină în moduri diferite: roșu, verde, infraroșu și lângă infraroșu. Tot echipamentul dronei IBI este Perot. Pentru a demonstra cât este de ușor de utilizat drona IBI Aerinov
și cât este de precisă, ne vom deplasa în câmp pentru a face o scurtă demonstrație. Drona IBI este un instrument de cartografiere ușor de folosit și foarte precis. Aceasta se ansamblează foarte ușor și foarte rapid. Drona este echipată cu 5 baterii profesionale, care îi permit o durată de zbor a peste 40 de minute per baterie. În continuare vom instala senzorul multispec 4C, dezvoltat de Airinov, pentru a ne asigura că lentilele sunt curate. Vom curăța cele 4 lentile cu foarte multă grijă și vom așeza senzorul pe dronă. Odată ce senzorul este conectat la drona IBI Airinov, indicatorul verde se aprinde și ne va arăta că drona este pregătită de zbor. În continuare vom instala receptorul de semnal pentru drona noastră IBI. Odată ce drona este recunoscută de către aplicație, accesăm programul și vom determina planul de zbor. În continuare vom stabili planul de zbor al dronei. Vom desena parcela pe care dorim să efectuăm zborul, iar drona, foarte scurt și foarte rapid, își va determina direcția de zbor. Odată ce planul de zbor este stabilit, drona este aproape gata de zbor. Un singur lucru mai trebuie să facem și acela este decalibrarea în funcție de intensitatea luminoasă. Am făcut calibrarea senzorului, suntem gata de zbor. Printr-o simplă scuturare de 3 ori a dronei, aceasta este gata de zbor. Când indicatorul de lumină verde apare, suntem pregătiți de zbor. Odată ce drona atinge altitudinea setată, din punctul setat în prealabil, monitorizează parcela conform cu informațiile care au fost stabilite inițial. Operatorul de zbor trebuie doar să urmărească zborul de la stația fixă de la sol. În timpul zborului, senzorul Airinov de la bord, dezvoltat în parteneriat cu INRA, captează 2 imagini pe secundă în 4 tipuri de lumină, vizibilă și infraroșu. Pe baza acestor imagini se obțin informații agronomice necunoscute referitoare la biomasă și concentrația de clorofilă. Odată ce harta este finalizată, drona se întoarce automat la punctul inițial de decolare. Aterizarea este în totalitate automată și extrem de precisă. Ficiile utilizării serviciului de dronă IBI sunt optimizarea costurilor și creșterea producției pe hectar, atât din punct de vedere cantitativ, cât și mai ales calitativ, însă fără a afecta mediul înconjurător. Aici ne referim în special la problemele de levigare a azotului și de ajungerea acestuia în apa freatică. Un alt beneficiu foarte important este de îmbunătățirea cunoștințelor despre parcelă. Și aici ne referim la tipul de sol, geografie, diverse impacte asupra culturii. Și cel de-al treilea beneficiu este acela de a avea o evidență precisă asupra solei noastre. Și anume, dacă sunt probleme de răsărire, băltire, starea fitosanitară din acel moment a culturii, anumite probleme cauzate de defectarea utilajelor. Aceasta a fost cea de-a 4-a ediție a Jurnalului de Agricultură Suflet. Numele meu este Florin Crețu și din partea companiei Suflet Agro România vă dorim un an de excepție. Și nu uitați, mai performanți cu Fertidrona.